Hai, salutare, oameni buni! Bine v-a regăsit Șop aici! De data asta mergem la Marius Tujon. Am făcut... Pâst, mă! Pâst! Înainte de a face reacția asta, am fost pe live și m-a întrebat Marius dacă m-am uitat peste piesă și am zis că nu. După aia m-am uitat un pic la piesă și am zis trebuie să-i fac reacție că e prea tare, man. Deci prea tare. Altceva, mă. Altceva! Ei, ei. Bă, mie îmi place mult, man. Mie îmi place foarte mult stilul. Nu știu, dar... Creier. Nu știu, am ascultat câteva secunde, man. Nu pot să vă mint. Și m-am oprit, că mi-a scris pe chat. Dacă am ascultat-o și... Da, hai să-i dăm play. Xbox test făgând cu sex, Xbox test cocrat din roia unei târfă. Către un om slab, îmi văd vârful nasului, dar și limba ceasului se mișcă. Asta este timpul lui. Coboară frecvența glasului, ca turbofinul grasului. Când dai de gabă piesa mea, schimb principiile dansului. Nu te mai ție pe apă piesă. N-ai manager să-ți spună lesă. N-ai manager să-ți spună lesă. Bă, vezi, aici text complex și, nu știu, ales cu... N-ai ce să comentezi, man, n-ai ce să comentezi. Mie îmi place foarte mult, man, foarte mult cum scrie. În orice caz, e un om special, pot să-l consider special din foarte multe puncte de vedere, nu știu. Are, nu știu. Are ceva a lui. N-ai manager să-ți spună lesa. Am baghetat colo ca tot ce care întunecat până când am ajuns un sociopat. Din marea de fantezii, telechinezie erotice și copii. Telechinezie erotice, what the fuck is this? Un sociopat. Man, nu știu, dar... Just un sociopat din marea de fantezii, telechinezii erotice și copii copiind cu tendințe nevrotice. Violat într-un circ utopic, mai bine stăteam în pat când ești sting alianți vocali. Haide, capul meu, ce text mă sparge și pe mine și nici eu nu-l înțeleg în totalitate. Am mai vrut să zic ceva și am uitat. De beat am vrut să zic. Ce beat șmecher ai ales, man. Nu știu. Ce beat șmecher ai ales. Foarte tare. Sumbru. Mai bine stăteam în pat când ești sting alianți vocali. Și totodată se potrivește cu artwork. Nice, man. Nice work. Asta înseamnă să muncești și să-i dai înainte. Și admit că sunt slab, îți bag trei gloanțe în stomac și asta nu-i tot, îți bag trei gloanțe în piept, te fac pentru că-i loc, spune-mi ce ai adus, n-ai... Asta nu știu dacă are vreun sens, te fac îți bag trei gloanțe în piept, te fac ventri loc. Nu știu dacă are vreo relevanță, dar sună bine, știi? Hai să o văd, să o analizez mai bine. Îți bag trei gloanțe în stomac și asta nu-i tot. Îți bag trei gloanțe în piept, te fac pentru că-i loc. Spune-mi ce ai adus, n-ai pus nimic pe masă și... Nu știu exact dacă are vreo legătură. În piept, piept, ventriloc, Nu știu, dar na. În piept te fac pentru că-i loc. Spune-mi ce ai adus, n-ai pus nimic pe masă și te deranjează când îți spun tot în față. Eu am alte standarde, eu nu scal ăștia trăit în beton. Cred că simte monomol. Dacă cândva vrei să schimbi de amici, am alte principii, am alte vicii. Am alte standarde, eu nu scal ăștia trăit în beton. Cred că simte monomol. Dacă cândva vrei să schimbi de amici, am alte principii. Foarte tare, man. Ai ce să compar. Oricum, piese foarte calitative.
Subapreciate, men, subapreciate. Dar asta e lumea în care trăim și o să se ajungă și mai rău. Dar nu pot să nu apreciez muzica de calitate. Din punctul meu de vedere. Marius, felicitări, men, n-am ce să comentez. N-am ce să comentez, men. Mă sparge. Mă sparge, men. Nu știu, de departe, cred că e cea mai reușită piesă. Nu știu, se potrivește perfect pe beat. N-am, nu știu ce să zic, man. Nu știu, ai livrat foarte bine și se vede că ai muncit, man. Ai muncit mult. Bă, și să vină la 16 ani. Bă, 16... 16... 16 ani, man. Ce? Am plecat. Am plecat.